Vedeai că toate doamnele erau îmbrăcate cam la fel, toți bărbații cam la fel. Blugi erau mai trași, mai erau rupți, mai... Eu am și acum blugi rupți. Deci fiecare cu gustul lui, cu gândurile lui. Tu, oricum, te observi din mulțimea asta, vrem noi sau nu. Da, a fost da, eu cumva luat în căruță, dar odată am fost lăudat. Nu știu dacă bat sau nu clopote de nuntă. Pot să fiu un deputat. Bine v-am regăsit într-un nou episod de Stil Unic. Suntem tot aici pe Unica MD și, evident, întâlnirea noastră este aici, la magazinul Universal Unic. Invitatul nostru de astăzi nu are nevoie de prea multe prezentări, dar stă foarte bine la capitolul schimbări, atât artistice cât și cele vestimentare. Nicu Țărnă este chiar acum alături de noi. Este chiar acum alături de noi. Te salut cu mare drag. Ai reușit să faci o tură prin magazin? Da. Îmi place noua versiune a acestui vechi magazin care cumva mi-a întărit copilăria și mi-a impresionat, mai bine zis, copilăria. Știi, când eram mici, căutam jucării, chestii. Acum văd un magazin stilat, modern, sper cu produse foarte bune. Eu de aici voiam să pornim interviul nostru, de la amintirile care te leagă, pentru că magazinul Universal Unic este cumva acel centru comercial care v-a dat întâlnire aici cu toți. Părinți, rude, exact. Nu știu, toată lumea veneam la Unic. Hai să spunem așa, Univermag, așa spuneam. Magazinul Universal, de fapt, era unicul magazin mare unde puteai să vii și cât de cât să mai găsești câte ceva. Eu, bineînțeles, fiind copil, căutam jucăriile mele preferate și așa mai departe, sau eventual jucării care ar putea să mă îndulcească copilărie. Că atunci, chiar pe bune pot să spun că am avut o copilărie cu jucării de lemn, știi? În sensul ăsta. Și prin 80 ceva, mi-aduc aminte, deja erau ceva jucării mai sofisticate, mai complicate și tot timpul o trăgeam pe mama de fustă, hai, te rog, ia-mi asta sau asta. Și uneori îmi reușea, uneori, din păcate, mama zicea, de data deci asta. Deci pasiunea ta a rămas acolo la jucăriile din lemn. Și mai era un magazin, dacă știi, lumea copiilor, el e mai parcă. Dar tot e în aceeași cheie, da, să spunem, două, trei magazine mari. Acum, din fericire, Dita mai alegere și putem să stăm să... Dar Nicu, asta este. Noi astăzi cu tine o să vorbim mai mult despre amintiri, despre copilăria ta, despre stilul tău vestimentar. O să te rog chiar și să ne plimbăm în timp ce o să călătorim drag, în acest etaj. Te-am adus aici în lumea bărbaților, pentru că suntem la etajul 4. Eu am vrut în lumea 4. Femeilor. La lumea femeilor te îmbrăcăm, te stilizăm și după coborâm. Ok. Hai să ne spui un pic despre copilăria ta la capitolul vestimentar. Spuneai că veneai aici, cumva legăturile erau mai mult de jucării și amintiri. Cum era cu hainele? Nicoleta, cu hainele eu cred că tot orașul ăsta și toată Uniunea Sovietică avea niște standarde, din păcate... Ai făcut și tu parte din ele? Da, normal, da. Adică vedeai că toate doamnele erau îmbrăcate cam la fel, toți bărbații cam la fel. Mai ales când era vorba de iarnă, aveau căciulile astea, știi, cușmele astea așa mai sofisticate. Și bineînțeles că nu era o alegere mare. Mie tare cum îmi povestea că eu n-am prins momentele astea atunci când era o coadă, nici nu întrebai ce se vinde. Tu te puneai în rând și stăteai și așteptai, ca la urmă să-ți dai seama că de fapt n-ai nevoie de produsul. Dar oricum îl cumpărai. Nu mai țin minte exact, dar dacă să ne uităm prin pozele mele, eu cred că aceleași standarde le-au avut toți din perioada mea, cel puțin anii 80, asta ar fi copilăria mea. Tu bănesc mai din 90 încoa. Mai din 94. Da, tu ai prins cumva haine mai stilate și multe, multe altele. Noi am avut această mică nealegere, da? Dar în același timp, vorba aia, n-am fost neîmbrăcați, cum zic părinții noștri. Eu nu mai țin minte exact. Aceleași pulovere standard, pantaloni, blugi categoric nu. Dar oricum. Blugii nu erau pe atunci, blugii au apărut în anii 90 sau, hai să zicem așa, din 85 încoa, de când a venit Gorbaciov, de când a început perestroica, de când lucrurile s-au mai deschis modernizat. Și modernizat, da, lucrurile s-au mai deschis, sau ne-am deschis către Occident, către America și atunci toți au început un val cu blugi, cu chestii, cu geci mai sofisticate, deci geci din blugi, geci din piele
nenaturală, adică artificială, cum s-ar spune. Și multe, multe altele. Le mai ai și acum acasă? Pentru că eu te cunosc din perioada când erai la gândul mâței și oricum stilul vestimentar era într-un fel, acum s-a mai schimbat. Eu mai sunt la gândul mâței, dacă ar fi să mă întreb. Nu știu ce e perioada gândul mâței, cum spui tu, că blugi erau mai trași, mai erau rupți, mai... Eu am și acum blugi rupți. Și porți? Și porți, sigur că da. Așa, da, foarte bine, deci eu, eu am ajuns la fază și probabil așa e corect să port hainele să-mi fie comod în primul rând, da. Și sigur că atunci când e vorba de o situație specială, de un eveniment special, sigur să încerc să fiu elegant, dar nu... Exagerat. Chicios, da, exagerat, da, adică totuși... Adică pe Nicu Țernă nu vedem niciodată cu papion? Ba da, pot să mă vezi dacă o să fiu pe covorul roșu la Can sau, da... Ce nu ai purtat-o niciodată la capitolul vestimentar? Poate ai câteva lucruri care categoric știi, nici nu le vezi, nici nu le accepti. Pantofi din aia așa, cu botul ascuțit în sus, cu siguranță, n-ai să mă vezi, da, ca la Aladin, cu siguranță n-ai să mă vezi, n-ai să mă vezi cu borsete, cum poartă deseori bărbații sau... Nu din cauza că am eu ceva cu ele, dar n-ai să mă vezi, să mă vezi mai degrabă cu un rucsac, așa în pantaloni scurți și în chestii. Nu știu, adică sigur că poate cineva dintr-o parte ar zice băi, asta nu se îmbracă bine, altul zice se îmbracă bine. Deci fiecare cu gustul lui, cu gândurile lui. Sper, cred că nu deranjez palitra orașului Chișinău și atunci când merg prin oraș lumea nu zice băi, uite ăsta arată urât sau... Da, în sensul ăsta, adică nu știu. Dintr-o parte se vede mai bine, asta am vrut să zic. Tu, oricum, te observi din mulțimea asta, vrem noi sau nu. Am ești accesorizat, ești înalt, ești frumos, ai și tatuaje, adică n-ai cum să nu fii vizibil. Pe lângă parte, faptul că ești un artist și toată lumea te cunoaște, avem și un aspect exterior care, vrem noi sau nu, contează în ziua de astăzi. Vreau să știu dacă ai lucrat vreodată cu un stilist vestimentar și dacă te lași pe mâna cuiva să te îmbrace, te accesorizeze. Am lucrat în proiecte. De fapt, viața mea de zi de zi nu. Deci... Prietenul meu mă ajută să ne mai asortăm, să ne mai chestii în rest. Și asculți? Ești ascultător? Da, ascult. Ceea ce nu-mi place, zic dată, nu-mi place. Și atunci ea zice, îmi place singur atunci. E și logic așa să fie. Dar desori ascult, pentru că are gusturi foarte bune. Voi, în general, domnișoarele, doamnele, voi aveți gusturile voastre și ele sunt foarte interesante. Noi, bărbații, totuși suntem mai... Chiar dacă știu bărbați care se îmbracă impecabil, da, sunt stiliști care sunt așa mai deosebiți. Că eu nu fac parte, dar uneori dimineața când întârzi undeva sau că trebuie să ajungi, nu mai vezi exact ce îmbraci. Și dacă se asortează cu pantofii, cu nu știu ce, așa ai luat-o și te-ai dus după aia pe la prânz, te uiți, stai, dar cum m-am îmbrăcat? Până la urmă nu așa deci, contează. Deci tu te îmbraci după dispoziție sau după activitățile, în funcțiile de activitățile pe care le ai în acea zi? Da, uite, zilele astea trebuiau să vină domnul președinte Macron, da, exact la Centrul de Cultură și Artă unde sunt administrator și Alianța Franceză este parte din Centrul de Cultură și Artă. Și uite că, îți dai seama că n-aș fi venit în pantaloni scurți și în chestii. Mi-am luat și eu un sacou, mi-am luat așa mai elegant să fiu. M-am asortat cumva, sper că a fost bine. Chiar dacă n-a reușit domnul Macron să mă vadă și n-am reușit să dăm mâna cu el. Dar... Asta că mai revine el la Chișinău, cu siguranță i-a plăcut. Am văzut că a stat și prin cafenele. S-au găsit noi la Paris. E mai posibil așa. Înseamnă că nu vom avea probleme la capitolul de a te stiliza. Nu știu dacă vreau să adăugăm accente de culoare sau mergem pe ceva minimalist. Vreau totuși să te întreb dacă optezi pentru garderoba ta de zi cu zi. Optezi pentru calitate sau cantitate? Pentru că calitate. Eu pot să-mi iau un sacou și un tricou și atât. Nu trebuie neapărat să-mi iau tot ca să zic că wow, m-am îmbrăcat. Da? Dar eu cred, dacă nu-mi place nimic, nu iau nimic. Adică să zic, nu cheltui banii iurea, știi? Mm-hmm. Vreau să știu dacă vreodată ai fost criticat la acest aspect. Fie că e vorba de eveniment sau poate ai mers undeva și cineva să zic, băi, Nicu, ai dat-o în bară de această dată. Nu, erau niște proiecte, nu mai țin minte. Poate și la jurnal, poate la altă televiziune, unde se mai critica. Probabil și Emilian le făcea vremuri. Și am fost eu cumva luat în căruță, dar odată am fost lăudat. Ai primit și coliva și tortul. Da, am primit și coliva și tortul și a zis că, băi, uite, de data asta Nicu-i super. Și atunci chiar mi-a scris un mesaj lui Emilian, nu mai țin minte, un mersi, ceva de genul. Și odată, da, nu mai țin minte, că tot am venit
ocazională un eveniment, eram la o petrecere, mă țin minte unde, și eram așa, cum vorba, cum ți-am zis, cum m-a prins dimineața și repede trebuia să fug din casă, așa și m-a prins. De-aia, dar eu, sincer, eu nu mă supăr dacă mă critică, pentru că eu viața mea atâtea critici am avut și atâtea... Dar, cu siguranță îți place să fii și lăudat. Toată lumea. Ia arată un om care nu-i place să fie lăudat. Doar de poate băiețești, dar și ei sunt bine. Dar și ei trebuie să le spui cuvânt de bine ca să fie vânduți. Uite, ăștia săraci stau așa fără capuri pe aici. Dacă se ieși afară și se vezi publicul nostru, hai că e acum vara, tineretul este oricum mult mai îmbrăcat, mult mai stilat, dar în linii mari, generația părinților noștri oricum a rămas cumva cu chestii mai standard, dar de fapt asta e valabil în toată lumea. Este o vârstă când probabil tu nu mai atragi atenția atât de mult la cum trebuie să fie pantalonul ăla sau chestii. Crezi că sunt stilați tinerii în ziua de astăzi? Mai mult decât acum 20 de ani, cu siguranță. Mai mult. Și fetele sunt mai, nu știu, mult mai, nu știu. Sau că mie îmi pare asta, dar eu totuși cred că lucrurile parcă s-au mai... Cum sunt oamenii care vin la teatru? Sunt curioasă, dacă țin de un dress code? Din păcate, chiar acum recent am observat, mai erau și în costume sportive, știi, și ceea ce poate nu m-a deranjat, dar eu oricum... În calitate de administrator am să insist la un dress code corespunzător, pentru că la teatru nu pot să vii nici măcar în pantaloni scurți, ok, șepții pot să fie, da. Adevărat. Pantalonii mei scurți sunt ok, da. Dar sunt din ei așa, mai rupți, mai sau... Mai vin oamenii în costume sport, adică într-un stil au sport? Au fost, pentru că au fost aduși așa cumva cu curta. Dar eu am să insist la un sacou, pentru că la noi e problema asta mare cu venitul la teatru. Deci la noi la teatru se vine cumva ca la o distracție, nu ca la un lucru important în viața lui psihoemoțională de zi cu zi. Pentru că teatru este mai mult decât pur și simplu să vii și să râzi, cum zic unii, să te distrezi. Teatru nu e distracție. Teatru este un dialog cu tine însuți. Este o zonă unde tu vii și... te dezbracă și te îmbracă, te stropesc, îți dau palme și la urmă te aruncă înapoi în stradă, în viața ta de zi cu zi și tu stai. Eu vorbesc de teatru adevărat. Nu vorbesc de alt fel de teatru care, din păcate, îl avem și din asta, care nu mi-a intrat și n-a înțeles nimic. Nici măcar ei care au jucat n-au înțeles ce au jucat. De aia, un teatru adevărat este unul care îți dă palme, care îți spune multe întrebări și nu neapărat îți dă răspunsuri. Răspunsul găsești tu. De-aia eu zic că teatru este o zonă, exact cum ai venit într-un muzeu. Tu vii în muzeu ca să te distrezi sau vii în muzeu ca să... Deci trebuie să fii pregătit. Crezi că o să ajungem la etapa aia când, nu știu, eu la Paris când am fost la teatru, păi acolo oamenii îmbracă haine de sărbătoare, oamenii îmbracă rochii de gală, oamenii își fac coafură, oamenii își pun buze roșii, femeile sunt ca la sărbătoare. Ca pe covorul roșu, la camp sau da. Altfel nu ești nici măcar acceptată să intri în acea sală. Eu când am fost la Paris și eu la niște evenimente, la niște spectacole, la balet, la operă, exact așa, cel puțin aveam un sacou, chiar dacă erau niște blugi casual, aveam un sacou, aveam o cămașă sau un tricou bine asortat și eram foarte așa și aia se uitau așa, ok. Adică am văzut din ăștia mulți și asta e foarte bine, pentru că lumea cu o frică, cu o doză mică de frică vine la teatru, în sensul bun a cuvântului, adică nu poți să vii oricum la teatru. Nicu, hai să te întreb cel puțin, eu te văzusem într-un timp foarte și foarte des cu ochelari de soare. Acum, eu am și acum. Îi ai, da? Și... eu credeam că e scos așa, că la noi se permite orice în emisiune. Păi și pălării, da, și ochelari. De acord, dar nu aveți să te văd eu bine la ochi și tu. Este un accesoriu la care nu renunți niciodată sau e ceea ce te face să te simți bine? Eu mă simt foarte bine, mai ales că soarele chiar mă bate mult. Plus, da, mie îmi plac ochelarii buni, un Ray-Ban bun, eu ador firma Ray-Ban, sper că nu-i fac publicitate, pentru că nu avem concurență. Nu, da, deci poți să faci publicitate la tot. Și eu când aud că nu fă publicitate la Ferrari, wow, Ferrari brusc o să-și crească în Moldova, eu nu știu dacă există la noi în general. Sau, nu știu. Avem doar 2-3 mașini pe teritoriul țării. Eu cred că, în general, treaba asta cu publicitatea spusă sau nespusă e o chestie care deja este depășită. Poți să spui orice, pentru că oricum produsele astea se vând sau nu se vând. Înțelegi? Și nu contează nici cu Țărna zis, sau Emilian Cretu, sau tu, sau nu știu cine, că nu înseamnă. Dacă a zis ăsta, wow, trebuie să cumpărăm.
Nicu, să știi că fiecare invitat care ne calcă pragul are câte două provocări. De această dată nu o să te pun să fii stilistul meu vestimentar, avem un interviu blitz pentru tine la care trebuie să răspunzi foarte rapid, dar asta după ce accepti să fiu stilistul tău personal astăzi. Doar că nu o să vezi nimic, doar o să intri în cabină și o să îmbraci ceea ce este acolo. Okay. Îți place, nu-ți place, deja o să-mi spui după, da? Okay. Da, și pe tine te las să te relaxezi, eu merg să-mi fac treaba. Bun, hai. Avem să alegem pentru Nicu Țărnă două outfituri, de această dată unul pe casual și unul pe clasic. Nu l-am prea văzut eu în costume clasice, de aceea vreau să alegem ceva așa, alea Tom Ford, să fie super stilat, super solid și cu atitudine de asta masculină pe care el deja o are, trebuie doar să o completăm cu haina exterioară. Iar pentru ținuta smart casual, o să vedem ce alegem, pentru că aici la VIP Collection avem o mulțime de hăinuțe. Eu, apropo, după cum vedeți, am rămas în stilizarea Anei Tulgara. Draga mea, te salut! Cum ai îmbrăcat tu săptămâna trecută? Nu m-am mai dezbrăcat de acest costum și ți-am promis că în această ediție voi fi stilizată de tine. Așa, Dăni. Deci în mai puțin de 10 minute ți-am ales eu două lucruri. Sper că te-am nimerit cum trebuie. Unul este așa clasic și elegant pentru teatru, pentru spectacol te-am pregătit. Să mergi tu ca doar să te așezi și să admiri, dar îmbrăcat corect în calitate de spectator. Să nu fii la muncă acolo, să fii doar la savura atmosfera de acolo și vreau să fii îmbrăcat corespunzător. Iar cel de-al doilea lucru este pentru plimbări ușoare, în parc, de ce nu? Da? Așa că o să-mi spui tu cât de bine mi-a reușit sau cât mai avem de muncit la acest capitol, așa că te invit la cabină. Ok, mersi. Hai. Sigur, uitați-vă la... Da, da. Care? În prima. Da. Aici, da? Așa, Nicu, te rog să vii aici alături de noi. Te-am pregătit pentru spectacol, dar îmi pare mie că ținuta asta mă duce cu gândul la altceva. Nu știu dacă bat sau nu clopote de nuntă. Poți să fii un deputat. Un deputat, dar și un viitor mire poți să fii. Am fost. Deocamdată e bine așa cum sunt. Ok, hai spune-ne cum... Mie îmi place foarte mult. Adică, și nuanța și modelul și culorile, așa? Da, asta însemna că puțin trebuie să mă mai trag pentru acest costum. Și să îndreptăm așa cravata, da, să îndreptăm, pentru că puțin trebuie să mi-o scoatem din partea asta. Dar în linii mari este foarte, nu știu, vouă cum vi se pare? Mie mi se pare perfect. Eu tare mult sper ca publicul bărbaților noștri să se uite la tine, să te admire și atunci când mergeți la spectacol... Uite, așa trebuie să veniți la teatru, doamnelor și domnilor, pentru că teatru este o zonă de elită. Nu fiecare înțelege un teatru bun, un spectacol bun și așa mai departe. Dar, nu știu, e foarte bine. Mie îmi crește inima, mie tare mult îmi place. Vezi că eu nu am ținuta potrivită, dar merg după rochie imediat la etajul 3 pentru femei. Până atunci te las să te schimbi în cea de-a doua ținută. Este pentru parc, este ceva mai lejer, dar sper că și acolo te-am prins în nuanțe și mărimi. Okay. Hai să vedem și cel de-al doilea look, Nicu. E ceva așa mai comod, mai pentru repetiții, mai pentru plimbări? Mai pentru parc, cum ai zis și tu. Cum te simți? Foarte bine. Totuși rămâi fidel stilului numărul 1. Numărul 1 e ceva special, dar și uite, genul ăsta tot e meu, da, hai să spun, e al meu, pentru că eu mai mult sunt așa totuși decât... Asta eu am zis, ăsta e stilul tău jet-be-jet, da. Dar din aia te-am scos un pic din zona de confort. Așa, pe final de emisiune să știi că nu e tot. De îmbrăcat am îmbrăcat, avem și un interviu blitz. Acum trebuie să mă dezbrăcați. Da, frumos, de gânduri, de gânduri și răspunsuri. Și tu mi-ai răspuns, știi ce, la interviu blitz, cred că nu mai inventăm bicicleta, rapid, simplu, și am plecat mai departe să ne mai uităm ce mai este prenunic. Așa, la publicul de acasă îi lipsește... Publicul de acasă? Da. De acasă de la unde? Din Republica Moldova? Din Republica Moldova. Mai multă cultură. Asta e. Să cânti la concerte sau la petreceri? Concerte. Piesa preferată este? Nu este. Mai multe sunt. Dar una care îmi place mult, Proba Credinței, Vorbești din ale mele și Liber tu. Așa. Ai lăsat muzica doar pentru? Pentru nimic. Dacă ai avea de cheltuit 1000 de euro, ce ți-ai luat din ei? Producătorul nostru a fost foarte simbolic, 1000 de euro. Nu.
mi-aș cumpăra bilete la concerte mari sau spectacole foarte mari, bune. Prietenii pentru tine dacă sunt? Dacă aș avea să aleg, da, din, nu știu, să-mi iau... Da, bun, hai așa să fie. Așa să fie. Prietenii pentru tine sunt? Nu am prieteni. Cu anii ai înțeles că? Nu am prieteni. Te mândrești că în viața asta? Nu am prieteni. Nu, mă mândresc că în viața asta totuși sunt oameni care pentru că eu cred în oameni. Eu nu cred în cuvântul ăsta, prietenie, că la 3 de noapte trebuie să vină cineva să mă scoată din alții, eu trebuie să mă duc undeva. Este o chestie, hai să spunem, bun, o să discutăm în altă emisiune despre asta. Dar, e foarte mult, aici chiar anii, e foarte mult. Cu anii am înțeles că trebuie să te înveți să trăiești cu tine însuți, să te iubești pe tine însuți și să fii împlinit cu tine însuți, să fii fericit cu tine însuți. Și să te accepți așa. Eu mă gândesc că cu cât în fiecare zi te simți mai fericit, tu cu tine însuți, în păcat, cu atât lucrurile în viața ta o să fii mult mai bune. Superb. Te mândrești că în viața asta... Învăț să fii fericit. Regreți că? Că n-am învățat-o mai de vreme. La emisiunea de astăzi te-ai simțit? Foarte bine. Într-o atmosferă superbă. Mersi ție pentru faptul că ești un soare și un zâmbet și o parte importantă de dragoste. Mulțumesc tare mult, Nicu. Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Așteptăm în comentarii să ne spuneți cine mai vreți să fie invitatul nostru la emisiune, iar noi ne revedem săptămâna viitoare, tot aici pe Unica Mede, Stil Unic.